Hai să continuăm. Am vorbit cam mult. Haide să vedem. Trebuie să alegeți niște variante. Am zis că aceste de cărți să le folosesc pentru... Sau să folosesc altceva. Ia stați un pic. Stați să folosesc altceva. Prin buzunar, ok. Niște pietre. Ce să folosesc? Nu vă dau asta de farduri, că nu vă fardați toți. 3? E suficient 3? Ok. Hai să fie 3. Hai să fie 4. Stai că avem o brichetuță aici. Unde e bricheta? Nu găsesc bricheta. Scârție scaunul. Nu știu dacă s-a... Gata, am găsit-o. Știam că am. Nu fumez. M-am lăsat de țigări de mult. Vă doresc să vă lăsați de țigări. Deci, nu știu, sper să nu se întrerupă. O să încerc să fiu cât mai cum. Iute? Nu știu. Numărul 1. Ok. Cheia de la camera mea. De la altă casă. Brichetă numărul 2. Cruce. Pietricica albastră, da? Scuzați, muncesc și la grădină, îmi place să muncesc la grădină, mi-am pus roșii și vinete, deocamdată. Așadar, 1, 2, da? Tic, 3 și 4, da? Vă puneți pauză și vă gândiți. Așa. Ok, cei care ați ales cheia. Ce face cheia, mai dragii mei? Da, la camera mea sigur n-aveți acces, dar la camera voastră, camera sufletului vostru, a trebuit să accesați sufletul vostru. Eventual, știți cum făceam eu când stăteam acolo uneori? Când mă simțeam neînțeleasă, închideam camera cu cheia, îmi puneam căștile și desenam. Că nu pot să citesc când ascult muzică și desenam. Închideți camera față de cei care nu vă valorifică, nu vă apreciază. Eventual o deschideți doar când este necesar, vorbiți din prag, pardon. Și granițe personale. Și lăsați cheia eventual celor în care aveți încredere. Celor care știți că... Se simt bine lângă sufletul vostru. E ca atunci când stai în casă cu cineva. Mă, te simți bine. Nu-ți mai vine să mai ieși. Eventual te țin brațe. Chiar dacă sunt prietene și două prietene se pot ține în brațe. Surori, prietene. Eu știu. Oameni care se simt. Primiți în sufletul vostru, în camera voastră, oameni care văd spațiul acela ca pe un loc sacru. Așa și este. Este un loc sacru. Este un loc sacru. Mai ales sufletul. Nu mai zic și corpul. Nu mai zic spațiul în care stați. Este un loc sacru. Tot ce în jurul vostru. Sunteți ființe divine. Eventual, această cheie poate... Vă deschide niște uși, că tot trecem printr-un portal în această perioadă. Vă deschide niște uși, poate și profesional. Poate vă găsiți o nouă casă sau vă schimbați locația, dar nu la asta mă refer, cât noi dimensiuni, realități. Cum am zis în videoclipul anterior, mergeți. În alte direcții. Hai să vedem. Numărul 1. Oh, interesant. Cheia aceasta are un inel.
Nu mă refer, nu mă gândesc musai la căsnicie. Uniunea, de fapt, e în formă de spirală. Spirala vă urcă, spirala vă coboară. Agățați-vă de spirala care vă urcă, nu de cea care vă coboară. Sau mai bine zis, de inel. De eu, inelul se e lumea, da? Zero, lumea și zero. Un nou capitol, trebuie să încheiați. Capitol vechi. Opa! Tatăl, dar a venit invers. Poate unii dintre voi sunteți soți, tătici, dar 6 de cupe, 7, 4. Vă faceți griji din cauza că aveți responsabilitățile acestea de familie, da? Inelul, căsătoria, dar știți, ființa voastră, sufletul, că vorbeam de suflet. Apropo, nu întâmplător ați ales această. Poate v-ați gândit că numărul 1 îmi place numărul 1, dar nu întâmplător. Cheia aceasta este de la camera mea, de la casa cealaltă. Nu de la casa asta. Poate sunteți între două căși, case, știu că prin Timișoara mai ziceau oamenii așa, căși, în Banat. Între două case. Dar dacă nu sunteți între două case, trebuie să înțelegeți că familia sufletească, nu karmică, este alta. Și probabil sunt niște confuzii în legătură cu o relație karmică, da? În care vă vedeți numai suferința, da? În care ați pierdut, interesant, v-ați pierdut în ochi. Doamne ferește, ați pierdut parte din vederea voastră. Dar vedeți, voi, noi nu vedem doar cu ochii fizici, vedem și cu al treilea ochi care se conectează la suflet, că ați ales camera. Din cauza acestor relații, nu vedeți binecuvântările. Nu vedeți lumina despre care am vorbit în videoclipul anterior. Lumina își face cătare în sufletul vostru. Deschideți ferestrele, dați perdele la o parte și eliberați-vă de măști. Doare! Doare! Dacă mă duc acum în lumină, la mine mai răcoare pentru că sunt spre răsărit. Acum e plăcut. Dacă mă duc în soare, acum mă dau ochii, nu? Dați măștile jos și ascultați-vă intuiția. Wow. Există pe un personaj înțelept care vă vorbește. Eventual, vă îndeamnă să vă descoperiți înțelepciunea și să vă eliberați, ia uite, de 10 de bâte, de ce vă consumă, ce vă arde, ca să puteți manifesta sufletele perechi. Cred că pentru unii dintre voi nu sunteți acum în relația cu sufletul pereche. Poate vi se pare, dar nu sunteți. Și dacă întârziați manifestarea sau relația cu sufletul pereche, o întârziați din cauza grijilor pentru copii eventual sau poziția voastră de tată sau de conducător în mod special. Dacă sunteți femei, adaptați-vă un pic interpretarea. Vă gândiți, a, e soțul meu, tatăl copiilor, chestii de genul ăsta. Dar mai vedem. E un mesaj. Deocamdată am citit fără să. De ce ar trebui să vă eliberați? Sau de ce urmează să vă eliberați? Numărul 1. Imediat. Încă unul. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte. Ah, ce multe sunt! Nu sunt foarte multe. Dăm o carte. Așa, așa, așa. Ia uite că a vorbit de cameră. Puneți granițe personale.
puneți granițe personale. Trebuie să alegeți între a fi independenți sau a da din sporul vostru în toate direcțiile. 6 de monede. Ceea ce lucrați, dați în familie, pentru aia, pentru ea, da? Și aveți de ales între un personaj independent și alte responsabilități de tată, de soț, de ce mai fi stâlpul familiei. Eventual, da? Cu acest personaj independent puteți să, să manifestați ceva nou, zero. Chiar spor și dragoste. E într-o zonă nemanifestată. Este la capătul setului de cărți. Pentru mine este nemanifestată sau nevăzută. Dar dacă nu vedeți, n-aveți cum să vă manifestați. Are logică. Deci ar trebui să vă eliberați Asul de spade și temperanța. Poate de un alt semn de aer, poate de un alt semn de foc. Poate. Dar nu obligatoriu. În primul și în primul rând. Posibil unii aveți tendința să vă temperați comunicarea prea mult. Comunicați în așa fel încât să vă tăiați karmele, să ieșiți din tacă și să tăiați lanțurile, dacă e vorba de eliberare. Se pare că ați primit aici mesaje ce trebuie să faceți, nu musai de ce trebuie să vă eliberați. Ce trebuie să faceți? Temperanța înseamnă vindecare, echilibru. Asta ce înseamnă? Că ceva este în exces sau în lipsă. O sirenă. Dacă asta vă spune ceva, nu știu. Mai dăm o carte pe asul de spade. Asul de spade e de bine. Posibil să fi fost dorința voastră să manifestați ceva nou, o victorie, dar trebuie să o amânați, să o temperați, pentru că aici e o problemă. Ori nu aveți stabilitate, împăratul înseamnă stabilitate, este numărul 4, aici este numărul 5, marele preot, căsnicie, sau educație. Sau ceva care ține de familie, educația pe care ați primit-o de la părinții voștri, de la profesorii voștri. Aici este ceva neregulă. Acolo nu vă simțiți nici stabili, nici... Da, ori cineva vrea să vă controleze, ori voi nu aveți... Nu vă simțiți stabili. Nu vă simți stabil. Și de-aia am spus, este o karmă acolo de care trebuie să vă eliberați. Probabil că ați încercat ceva, ceva nou, dar trebuie vindecat acel nou, pentru că nu se manifestă corect cu acest împărat invers. Trebuie să fiți în această poziție de autoritate, de autonomie. Bărbați, femei, nu contează. Autoritate și autonomie. Interesant că am vorbit de camera. Apare tatăl, care reprezintă numărul 4, casa. Poate că trebuie să schimbați casa, să schimbați locația într-o formă sau alta. Dar asul ăsta care aduce de obicei victorii, n-aș spune musai, vedeți și voi cum rezonează. Ia mai dăm o carte. În primul și în primul rând e vorba de vindecare cu temperanța, de vindecare, de echilibrare, de redresare. Ori o figură masculină, ori voi nu vă simțiți suficienți de bărbați, de puternici, de stăpâni pe finanțele voastre, pe ceea ce puteți oferi. Interesant, văd marcaj
De obicei zic ăștia berbec, taur, dar văd marca și în leu și în capricorn. Dar poate să fie oricine. Avem semn de aer gemeni, balanță, vărsător, săgetător, eventual. Dar e ceva în regulă, nu vă simțiți voi în controlul vieții voastre, aș spune. Dacă sunteți prea stricți, de-aia nu se poate manifesta noul, pentru că prea mare strictețe, și împăratul invers și mare preot, da? Este un exces de forță, de putere, ora voastră, ora cuiva. Nu știu pentru cine citesc. Mai dăm o carte pe acest as de spade. Cavalerul de spade. Aveți discuții cu cineva, eventual. Pe de altă parte, interesant, apare... Wow! Împărăteasa și justiția. Am vorbit de semnul balanței, posibil semnul balanței pentru unii. Dar cavalerul de spade aduce niște vești. De obicei sunt discuții pe care trebuie să le temperați. Poate că... De-aia. Unul vrea să comunice, interesant, vedeți? Unul vrea să comunice, celălalt nu comunică cu spada în jos. Întâmplător în acest set de cărți, asul de spade reprezintă mai degrabă gândirea. Poate prea... Gândiți prea mult! Și aici trebuie găsit un punct comun. Unul vrea să vorbească, celălalt gândește prea mult. Găsiți un punct comun, echilibrați-vă. Dacă sunt niște vești negative, vindecați-vă de ele ca să puteți manifesta. Totuși, asul de spade e o energie benefică. Teoretic, n-ar trebui să vă eliberați de asul de spade, pentru că înseamnă adevăr, înseamnă victorie. Dar am spus, e o chestiune de echilibru. Pentru unii poate sunt niște probleme de sănătate. Nu știu. Interesant că la capătul setului de cărți apare împărăteasa, apare justiția, doi de spade și regele de pâte. Da, este o ofertă care este refuzată, o dragoste, o pasiune care este refuzată, este blocată. Din ce motive? Contractuale, pentru mine justiția. Nu vorbesc de zodia balanței, vorbesc de justiție. Justiția reprezintă contracte, dar reprezintă și căsnicie, reprezintă și chestiuni care țin de tribunal. Da, o fi și semnul balanței, pentru cine vrea să fie semnul balanței, dar sunt trei cărți, una, două, trei... Ba chiar 4-5 cu celelalte de spade, dar un mesaj pentru unii dintre voi. Dacă v-ați întâlnit cu femeia divină, și sunteți bărbați, nu sunteți pregătiți. Aici este împăratul, este tatăl și aici este femeia divină. Mama divină, nu vorbesc de mama copiilor, poate să fie, dar nu vorbesc acum despre mama divină, vorbesc despre de mama karmică, vorbesc despre mama divină. Dacă v-ați întâlnit femeia divină, unii dintre voi nu vă simțiți pregătiți. Pentru că știți că aveți o căsnicie, aveți niște contracte, aveți niște responsabilități. Interesant, în timp ce vorbesc, cărțile acestea au picat doar acestea și au picat invers. Și asta înseamnă că se manifestă nedreptate în relație cu femeia divină, care era normală, da? Mesaje. Pentru cine o fi bărbați, femei, nu contează. Binecuvântările. Bucurile care... Vă pot aștepta în următoarea perioadă. Următoarea poate să fie și câteva luni de zile. Și eliberările la fel. Oh. Cinci de cupe. Iar regele de spade, iar semn de aer. Cineva care nu exprimă în zona nemanifestată, reține niște... Dăm pe 5 de cupe. Oh, ce frumos! În următoarea perioadă, 5 de cupe, o stare de dor. Și apare împărăteasa.
Probabil că dacă ceva e în neregulă cu această femeie divină despre care am vorbit, da? Probabil că o să vă fie dor. 5 de cupe, dar... Dar ce simt? Simt că dorul vă provoacă. E atracție și fizică. Ca să nu mă întind prea mult cu vorba. Mai dăm o carte. Dorul vă provoacă să creșteți. Ah, ce frumos, mama. De cupe, regina de cupe. Oh! Vai, de ce surpriză! Eu am crezut că e singură carte și au venit încă 3 cărți. Dacă apare totuși o separare, că am văzut justiția. Justiția înseamnă și separare. De femeia divină, pentru că nu sunteți pregătiți unii domnii. Sau poate să fie invers, dar în general, totuși, cărțile spun un adevăr. Valabil pentru unii dintre voi. Dacă sunteți doamne și aveți de-a face cu acest bărbat care nu este... în control, chiar dacă e temperat, este ori în super control, ceea ce nu-i bine, ori nu are control, nici așa nu-i bine, da? Se produce eliberarea de acest început, vindecați posibila victorie care rămâne în suspans, aș spune, și în viitor, lacrimile, dacă sunteți femeie, lacrimile pe care le-ați vărsat în această relație, pe care întâmplător a apărut calul care reprezintă libertatea, pe care o vedeați ca pe o eliberare a voastră, a lor, de un trecut, de ceva, vă vindecați de lacrimi și aveți parte de abundență. Ia uite, vă vindecați, regina de cupe, de 10 de spade, semn de aer. Am văzut aici, mai devreme, da? Aer. Vă vindecați și iar steaua înseamnă vindecare, 2 cărți care reprezintă vindecarea. Și împărăteasa într-un fel sau altul, vă vindecați prin dragoste, și respect față de voi. Aveți parte de abundență, aveți parte de succes, aveți parte de dragoste. Din partea altei persoane, eventual. Dacă acest bărbat nu face ce trebuie, vă eliberați. Am zis, închideți camera și vă duceți în altă parte. Dacă sunteți bărbați, eventual dorul de această, eu știu, femeie divină, dorul de după dragoste adevărată, nu după control al vostru excesiv sau al altora. Vă dați seama. Casul de spade e o trezire. Vă dați seama că trebuie să vă vindecați, să vă echilibrați de ceva. Și dacă ați plâns în relația karmică, la un moment dat, 10 de spade, o încheiați. Și, repet, veți manifesta o femeie, poate chiar aceeași femeie, dacă ați întâlnit-o, dacă nu, urmează, femeia divină. Sau o nouă dragoste care vă vindecă. Care pare de neatins acum, dar se va manifesta la un moment dat. Pentru unii văd și succes cu steaua sau veți merge înspre persoane care manifestă succesul. Așa mi-arată mie cărțile. Dacă vă eliberați, ia uite, dacă, 8 de cupe, dacă vă eliberați de, ia uite, spânzuratul și împăratul, de atitudinea aceasta și regele de monede, super tradițională, încăpățânată, da? Care stă pe loc. Trebuie să vă schimbați perspectiva. Pentru unii. Acum? Împărăteasa, stea, regina de cupe. Wow, ce dragoste! Adevărată vă așteaptă dacă, repet, lăsați spirala să meargă în sus, nu în jos. Dacă vă atașați de spirala care vă crește, nu vă atașați de spirala care vă coboară. Dacă încheiați capitolul cu cine trebuie și deschideți o nouă ușă, un nou capitol, femeia divină. Întâmplător a apărut de 2 ori femeia divină și împăratul cu capul în jos. Păi, wake up! Împărate, wake up! Hai să vedem! Scuze de gălăgie! Sper să mă țină bateria! Dacă nu, încerc să fac 2 și 2.
Două variante, da, ca să fiu sigură, că la cum vorbesc eu de mult. Cât am vorbit deja? Stai, mai. Cât am vorbit? Wow, 25 de minute, mai făcuța. Cei care ați ales bricheta? Mai, foc, pasiune, yes. Pisicuțe, pisicuțe, gheruțe, pasiune, tandrețe. Dar focul arde, focul încălzește. Depinde de voi ce vreți să faceți cu această brichetă. Să aprindeți o lumânare, că eu folosesc pentru lumânare, să ardeți niște hârtii de care vă eliberați, că vorbim de lună plină, da? Sau să fumați, adică să vă stimulați adicțiile, sau să, eu știu, vă exprimați pasiunea să încălziți ceva în spațiu, într-o formă sau alta. Dați drumul la aragaz și vă încălziți. E început deja totuși să fie cald în jur, dar probabil că în jurul vostru e și mai cald. It's hot, hot. Sau cineva e hot, hot. O pisicuță. E hot. Semn de... Oh, semn de foc, dar a venit invers. Bre, ce aveți mai? Asul de bute invers. Plutește în aer pasiunea, dar e nemanifestată. În acest context, așa văd. Faptul ori nu este exprimată, ori este nemanifestat. Urmează să se manifeste în anumite condiții. Dacă aveți credință, da? Aprindeți o lumânare, apropo de ce ziceam. Aprindeți o lumânare, mai rugați-vă, pentru că focul înseamnă spirit, înseamnă credință. Nu doar sex, PC, 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 nu te mai gândi doar la sex. Mai gândește-te și la spiritualitate. Apropo, sexualitate sacră, e prea complicat pentru unii, dar o spun pentru că e nevoie, da? Interesant că în acest as de bâte, pasiune, hobby, ceva care vă animă, vă încălzește, vă stimulează, nu doar fizic, și întreaga ființă, n-aș spune doar, și mental, și pe toate planurile vă stimulează, e un nou, da? Puteți să creați ceva și ieși un păianjen să creați. În acest nou proiect, chiar o rețea. Adică să mergeți către succes, către faimă, într-o formă sau alta, dar e neexprimat, sau poate nu v-ați implicat, vedem ce alte cărți, poate este o aventură, sper că nu. Totuși, aici vorbește de, ia uite, de credință, faith, și acesta 4 de foc, foc, foc. Ah, frumos, Horus, aveți viziune. Urmăriți acest proiect sau această pasiune, repet, nemanifestată, neexprimată, într-o formă sau alta, ca să se ia ființă. Aveți credință. Lucrurile mari se fac cu răbdare. Ce frumos! Wow, ce frumoase! Folosiți-vă și ochii, minții, anticipați ținta. Dacă țintiți către cineva, urmăriți cu atenție traseul. Dar nu vorbesc despre asta. Totuși o săgeată, marcaje pe săgetător, posibil și leu berbec. Credința asta iar vorbește despre Jupiter. Jupiter. Hai să vedem de ce ar trebui să vă eliberați. Curățăm cărțile. Da, așa o să fac, 2 cu 2. Că deja s-a strâns prea în spațiu și să pot să vorbesc liniștită, să nu se întrerupă. 2 cu 2. Adică vă eliberați numărul 2. 3 de bâte, iar bâte. E o distanță între voi. Poate micșorați distanța. În timp ce vorbesc, distanță, da, pasiune, bre. Bra! Stai, cum era melodia? Lumea nu mă vede că sunt zero. De ce mă gândesc la Spike? Iar, niște secrete, niște confuzii, refuzul cuiva, poate cineva v-a refuzat, e o pasiune nemanifestată, poate cineva v-a refuzat, posibile distanță între voi, dar aveți credință, păstrați-vă credința. Mai dăm eu o carte. Poate că aveți de lăsat 3 de bâte, lasă în urmă 2 de bâte, o relație. Da? Niște chestiuni care vă țin pe loc.
Poate prea multe așteptări. Ia să vedem, 3 de putem mai dăm o carte. Deci ar trebui să vă eliberați. Una e să ai... să visezi în zare și alta e să ai credință. Uf, mai mă începic astăzi. Bine, nici n-am spațiu să fac aici etalarea pe un colț de masă. 2 de spade. E... A venit invers și 2 de spade. Eu cred că ați ales. Eu cred că ați ales. Dacă ați ales, 3 de bute unor așteaptă. Unor așteaptă. Nu mai așteptați. Dacă ați ales, au fost blocaje la un moment dat, nu s-a discutat, au fost tăceri, a fost nevoia de a alege a voastră, a cuiva, ascultați-vă intuiția. Ieșiți din stagnare, vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Nu mai stați în această dezamăgire. Sau cineva dezamăgit, nu știu. Acum, ia să vedem. Mai dăm o carte pe... Da. 3 de bâte unor, asta înseamnă așteptare. Nu mai așteptați. Nu mai așteptați. Pentru că dacă așteptați, nu se manifestă. Hei, logically... Nu are nici eu. 2 de spade. De ce invers 2 de spade? Ah, interesant. Dacă au fost blocaje legate de drum, că a fost COVID, bre, poate se eliberează blocajele. Puteți să circulați și nevaccinați și fără măști. Nu știu ce ar mai fi. Deocamdată. Acum, folosiți lumina, cum am zis în videoclipul anterior. Acum. 2 de spade. De ce 2 de spade invers? Poate că n-ați putut să alegeți. Dar nu, 2 de spade invers înseamnă că ați ales. A trebuit să vă faceți niște planuri, dar, repet, nu stați prea mult pe gânduri, nu mai așteptați. Ia, uite! Aici este. De-aia s-a întârziat, de-aia s-a amânat, de-aia s-a așteptat în manifestarea acestui as de bâte. Dacă a fost o pasiune pentru unii, dacă a fost o aventură, ați avut vreo aventură, ceva, și nu s-a creat potențialul, oul, universul și rețeaua, alegeți. Asta înseamnă. Ați ales. Bănuiesc că ați ales, da? Să mergeți înspre noi orizonturi și nu mă refer înspre alte aventuri, surogaturile lor de aventuri. Mai, Ela, concentrează-te, da? Mergeți către lucrurile care vă extind universul, care vă sporesc credința, speranța. Eventual, chiar trebuie să faceți o călătorie. Repet, nu mai așteptați, faceți acea călătorie. Și eu zic că ați ales să vă eliberați de 10 de spade și e minunat. Yes, felicitări, noroc! Bravo! Dacă ați ales asta, vă felicit. 10 de spade. Vă ridicați. Ce mama mă, zi, stau și sufăr aici? Ce mama mă, zi, stau și sufăr aici? Gata. Hai, îmi fac bagajele și plec. Pa! Probabil că urmăriți pe cineva cu marcaj în semn de apă sau cineva cu marcaj în semn de apă vă urmărește. Sau vă urmăriți unul pe celălalt, iar 2 de bâte. Da, aici a fost cineva a fugit, ea. A spus la un moment dat, în această poveste, la o scruce de vânturi, a trebuit să alegeți între un personaj care v-a mințit, upa, așa, au, lică, v-a mințit acasă. Tradiții, familie, religie, dar tradiții, căsnicie, uf. Dar aici a fost o minciună. Vedeți că una e să fii religios, fanatic religios sau fals educat, da? Tradițional. Și alta e într-adevăr să fii spiritual. E o mare diferență. Mă prostesc eu un pic, urmărind. Dar aici este...
Dacă pentru unii, dacă ați fugit de creștere spirituală, situația prin care treceți vă provoacă să creșteți spiritual, da? Sunteți la răscruce de vânturi, da? Dacă ați fugit de creștere spirituală, dragostea pe care o simțiți sau care vine, care apare într-o formă sau alta, pasiune, dragoste, toate într-una, da? Vă arată că se poate și altfel. Înțelegeți ce spun? Sper că înțelegeți. Pentru unii poate, da, simt un mesaj, pentru unii poate o pasiune, atracție, poftă, băi, pentru cineva, se poate transforma în dragoste, dacă aveți credință, dar alegeți orizonturile, da, înalte. Da, vedeți, pentru unii, nu pentru toată lumea. Vedeți unde rezonați. Hai funguța ca să închid videoclipul și să fac partea a doua, adică numele 3. Ah, valetul de... Valetul? Cavalerul de cupe. Cavalerul de cupe. Binecuvântări. Mai începeți să fiți romantici. Faeton, mergeți către stea, către destinul vostru. Lăsați în urmă lacrimile. Cine v-a părăsit, dacă v-ați simțit părăsit... Dacă au fost niște blocaje, a fost suferință, lăsați-le în urmă. Nu mai plângeți, nu mai rupeți floricelele degeaba. Poate cu un semn de aer pentru cineva, nu obligatoriu. Iar lacrimi. Uf, dar mergeți mai departe, alegeți faetonul. Am văzut și regina de cupe. Poate aveți marcaj în semnul racului sau există ceva de genul ăsta. Rax, semne de foc, semne de aer. Dar ce urmează? Cavalerul de cupe. Ia cine urmează. Să știți că dacă alegeți numele pentru altcineva, atât timp cât nu sunt alegerile lor, degeaba alegeți, nu se manifestă. Am spus așa pentru unii care știți, nu de ce. Cavalerul de cupe, nouă de monede. Comunicați cu un personaj independent. Cavalerul de cupe reprezintă și mișcare și comunicare, că vorbeam de să nu mai stați, da? Și am văzut și faetonul. Să nu mai stați pe loc. Mergeți către independență dacă ați fost blocați, dacă... Da? Dacă ați fost într-o relație care v-a făcut să suferiți asul de bâte, înseamnă că v-ați pierdut energia, recăpătați-vă energia, vitalitatea și încrederea în voi și faptul că se poate, se poate să aveți pasiune pentru viață, pentru eu știu ce o fi acolo în viața voastră. Mai dăm o carte. Binecuvântări, miracole, bucurii. În următoarea perioadă care poate să dureze și câteva luni de zile. Cavalerul de cupe ține de romanță. Poate o romanță cu o persoană independentă, nouă de monede. Dar atunci când... Oh, ce bine, într-un fel e bine. Da, e fain. Iar a picat doi de spade invers. Vedeți? Ce trebuie să vă eliberați? Vă eliberați de cineva blocat, de ceva ce a fost? Dotor. Dotor este cavalerul de bâte. Dacă a fost cineva care a venit, a plecat, v-a trădat, vă eliberați și mergeți către independență. Și poate acest lucru s-a întâmplat într-o relație, s-a întâmplat de mai multe ori. Nu o dată de doar 10 ori, nu știu, o perioadă ciclică. Da? Vă eliberați. Probabil semn de foc, semn de aer pentru cineva. Vă eliberați. Da? Și asta înseamnă doi de spade. Invers, interesant că aici e o eclipsă. Da? De soare, de lună, ce-o fi. Vă eliberați și mergeți eventual către independență sau persoane independente, pentru că nouă de monede inspiră, are succes, da? Poate să fie și o persoană și romantică și de succes, și pragmatică și romantică, și artistică și realistă. Dacă e un personaj, mergeți că vă inspiră. Dacă nu e un personaj sau dacă aveți oameni așa, mergeți către ei, vorbiți cu ei că vă vinde, că vă inspiră și veți merge și voi către reușitele voastre. Eventual, unii poate trebuie să exprimați ceva
frumos să exprimați cuiva și aprecierea și să exprimați și faptul că sunteți dezamăgiți, că veniți, aveți, lăsați în urmă o dezamăgire, o suferință, dar sunteți dispuși să o lăsați în urmă. La capătul setului de cărți aveți, ia uite, un personaj care vă invidiază, dar asta e. Dacă a fost un 3 de cupe, este posibil să fi fost un triunghi amoros pentru unii dintre voi, nu obligatoriu, dar orice vreți să manifestați, nu? Că apare magicianul și 5 de monede, trebuie să vă luptați pentru această nouă manifestare, pentru că, într-adevăr, aveți niște personaje invidioase, probabil oamenii care v-au rănit, cum am zis mai devreme în videoclip, dacă ați ascultat videoclipul anterior, și o să închid după chestia asta. Sunt unii care conștientizează că trebuie să pună capăt unei relații de orice natură, profesională, familiară, sentimentală, romantică, sexuală, ce o fi, dar în care au suferit foarte mult. Da? Mai ales cei care sunt uneori și în triunghiuri amoroase. Ce vreau să mă eliberez de el, dar el nu vrea. Băi, pardon, el nu vrea. Sau ea nu vrea. Mai, până la urmă, voința voastră unde este? Energia voastră, vitalitatea unde este? Recăpătați-vă energia și mergeți într-o nouă direcție care vă reprezintă. Dacă cineva v-a trădat, a fost frusturatic, sunt semnale, da? Căutați-vă alt drum. Poate chiar o distanță este bine, dacă se manifestă distanță între voi. Da. Ce interesant la acest 3 de bâte este că are în față, eu știu, un râu, o mare, un ocean. Este multe emoții și niște nave. Pe aceste emoții vin oportunitățile. Poate vin navele să ia ca să plece. Poate vin navele cu, eu știu ce, succes. Succes financiar, profesional. Apropo de ape, mersi mult, mersi, mersi. Apropo de cavalerul de cupe și ape, da? Și 9 de monede. Puteți să aveți succes, puteți să manifestați această creație, oul, rețeaua. Reușitele, repet, la distanță, vă găsiți alt job sau, repet, aveți parte de oameni care vă inspiră și deveniți și voi în timp ca ei. Dar lăsați suferința, 10 de spade, 3 de spade. Da, 3 de spade e fain că vine invers și 2 de spade de 2 ori. Eu zic că ați ales deja. De 2 ori. Da? Și interesant, cavalerul de bâte și asul de bâte invers. Măi! Ori o pasiune care nu s-a manifestat din cauza celor suferințe, păi mergeți către ceva animă, întreaga ființă. Nu-i niciun păcat. Înseamnă că vă explorați potențialul. Atât timp cât manifestați din credință, este bine. Dacă manifestați din poftă, da, dar n-a apărut diavolul aici deocamdată. Însă se vede că ați suferit. Repet, dacă cineva a avut un stil aventurier în viața voastră și v-a rănit, vă eliberați de ei, da, pentru că v-ați consumat energia, pe de altă parte, recăpătați-vă energia. Recăpătați-vă energia și sperați, aveți credință, cu 3 de bâte și credința și faith. Ah, George Michael, ascultați George Michael. Faith. Și cam atât. Acum închid ca să nu se închidă singur, da? Și ne ascultăm în, da, la partea a doua. Ne auzim la partea a doua. Vă pup, ceau!